Domnule director, distins auditoriu, dragi colegi, în numele conducerii Bibliotecii Județene Petre Dufu Baia Mare, vă rog să-mi permiteți să vă urez bine ați venit la manifestările prilejuite de împlinirea a 30 de ani de la înființarea Consiliului Județean Maramureș. Aș intitula cuvântarea mea, acum la acest aniversar, după expresia latină, ad multo annos, fericitând totodată inițiativa președintului Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, de a oferi posibilitatea maramureșenilor de a participa la aceste frumoase manifestări organizate de către instituțiile aflate în subordine. Iată că și Biblioteca Județeană, îmbrăcând haina de sărbătoare, s-a arătat deschisă prin organizarea a două expoziții cu totul și cu totul deosebite. Prima expoziție, intitulată sugestiv 30 de cărți, 30 de repere, reprezintă oarecum darul pe care oamenii de seamă ai Maramureșului l-au făcut întregii lumi, exprimând prin creațiile lor frumosul, autenticul, dar și caracterul infailibil al acestui ținut cu totul și cu totul minunat. Cea de-a doua expoziție, intitulată Gazeta Administrației Județene, este de fapt o oglindă a activităților interprinse de către Consiliul Județean Maramureș, arătând totodată o purtare de grijă a elementului cultural, dar și al acelui administrativ. Prin vernisarea celor două expoziții, am putea trage, dacă doriți, o linie imaginară a reflexiei, gândindu-ne la următorul aspect, la ceea ce s-a întâmplat de acum 30 de ani, la ceea ce se întâmplă acum și la posibilitatea pe care atât administrația județeană, cât și oamenii care sunt puși în fruntea ei, ne-au oferit-o ca o deschidere spre o Europa mai culturală, mai educată, mai adecvată vremurilor în care trăim. Așadar, aș dori să felicit atât administrația județului Maramureș, cât și pe cei care s-au implicat în desfășurarea acestui minunat proiect, urându-le un călduros la mulți ani și mult succes în toate activitățile pe care le vor întreprinde de acum înainte. La mulți ani! Dacă din partea Gazetei de Maramureș, care este metropola de idei pentru aristocrația județului, vrea să vorbească ceva, Puiu Teremtuș. Puiu Teremtuș nu dorește să vorbească. În general, noi suntem de partea aceasta a tabaricadei, consemnăm. Dar e foarte greu să exprim în câteva cuvinte activitatea aceasta a Consiliului Județean pe parcursul a 30 de ani, a instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean și chestiunea aceasta am încercat noi cu aceste revistuțe să prezentăm maramureșenilor ceea ce se face în acest județ din categoria, materialelor de bine. Pentru că oamenii, în general, sătui de lucrurile negative care sunt prezentate în presă și am încercat să
balansăm cumva chestiunea aceasta, încercând să arătăm că și în Maramureș, ca și în alte părți, se fac și lucruri bune. Mulțumim!